La început Dumnezeu a creat lumea. El a creat cerul și pământul și tot ce era în cuprinsul lor. Când vedem tot ceea ce a creat Dumnezeu, suntem uimiți. Tot ce a creat Dumnezeu a fost bun. Toate acestea dezvăluie măreția, bunătatea și puterea Lui. Dumnezeu a creat toate felurile de plante și toate felurile de animale. Pe urmă, El a făcut primul om din țărâna pământului. I-a suflat în nări și i-a dat viață. Primul om a fost numit Adam. Apoi Dumnezeu a creat o femeie care să-i fie nevasta lui Adam. A numit-o Eva. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul și asemănarea lui, astfel ca ei să se simtă apropiați de el. Au trăit fericiți în prezența lui, într-o grădină minunată numită Eden. Nu era nici suferință, nici moarte. Dumnezeu i-a spus lui Adam: poți să mănânci fructele tuturor pomilor, cu excepția unuia singur. Dacă vei mânca din fructele acelui pom, vei muri. Dar într-o zi Satana a ispitit-o pe Eva. I-a mâncat din acel fruct, iar apoi soțul ei. Din clipa aceea, relația lor cu Dumnezeu a fost distrusă. Dumnezeu este sfânt și păcătoșii nu pot trăi în prezența Lui. Astfel, Dumnezeu i-a izgonit pe Adam și Eva din grădina Edenului. Au suferit această mare rușine pentru că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Drept urmare, Adam, Eva și urmașii lor, toți au suferit dureri și moarte. Dar Dumnezeu a continuat să iubească oamenii. El avea deja pregătită o cale de a-i aduce înapoi la El, ca să trăiască cu El. În Scripturi, Dumnezeu dezvăluie planul Lui de a-i mântui pe oameni de pedeapsa pe care o merită, astfel ca ei să trăiască o viață eternă împreună cu El. Dumnezeu i-a destăinuit o parte din acest plan profetului Avraam. Avraam se încredea și îl slăvea pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis binecuvântarea și prin el toate semințiile să fie binecuvântate. El i-a promis să-i dea mulți urmași, la fel de mulți precum nisipul de pe malul mării și castelele de pe cer. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și pentru toate acestea Dumnezeu l-a socotit neprihănit, iar oamenii l-au numit prietenul lui Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu l-a încercat pe Avraam dacă are încredere în el și se supune poruncilor lui. I-a zis să-și ia fiul și să-l sacrifice. Avraam știa că prin acest unic fiu Dumnezeu îi promisese să-i dea o mulțime de urmași. Cu încredere în Dumnezeu, i-a urmat porunca. Pe când se pregătea să-și omoare fiul ca un sacrificiu pentru Dumnezeu, Avraam a ridicat cuțitul, dar Dumnezeu i-a zis: Avraame, nu-i face rău băiatului. Acum știu că ai frică de mine și că ești gata să mi te supui. Atunci Avraam a zărit în apropiere un berbec cu coarnele încurcate într-un tufiș. Avraam a luat berbecele adus de Dumnezeu și l-a sacrificat în cinstea lui, în locul fiului său. Când Dumnezeu a adus berbecele ca sacrificiu, să moară în locul fiului lui Avraam, Dumnezeu și-a arătat marea sa dragoste față de oameni. Tot astfel a destăinuit planul său de a aduce un ultim sacrificiu care să moară în locul oamenilor. Cu mult timp înainte, Dumnezeu a destăinuit profeților că va trimite o persoană neprihănită să moară în locul urmașilor lui Adam pentru a le ierta păcatele
Sacrificiul lui va deschide drumul acelora care, crezând în el, să poată din nou trăi alături de Dumnezeu, pentru totdeauna. Profeții l-au numit pe acest om Mesia. Au spus că Dumnezeul va trimite pe Mesia să izbăvească oamenii și să-i conducă veșnic în numele lui Dumnezeu. Cu multe secole în urmă, înainte de sosirea lui, profeții vorbeau de faptele pe care Mesia le va face și de cele ce îi se vor întâmpla. Un profet numit David a spus că Dumnezeu i-a zis lui Mesia: "Tu ești fiul meu." Profeții nu au prorocit un fiu pământesc. Denumirea fiului Dumnezeu descrie relația strânsă pe care Mesia o are cu Dumnezeu și rolul său de mântuitor și rege. Profetul Isaia a spus: "O fecioară va rămâne însărcinată și va da naștere unui fiu." Acesta este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, trimis de Domnul într-o fecioară care să-l zămislească ca pe o ființă umană, care să-l dezvăluie pe Dumnezeu întregii lumi. Profeții au mai scris că Mesia se va naște în Betleem. Au prezis intrarea lui în Ierusalim ca rege al lor și trădarea lui de către unul din prietenii săi pentru numai 30 de arginți. Profeții au mai spus că Mesia își va sacrifica viața, dar că Dumnezeu îl va învia din morți a treia zi. Profeții l-au numit pe Mesia Fiul Omului și au spus că se va înălța printr-un nor în prezența Domnului și Dumnezeu îi va da stăpânire pentru totdeauna asupra tuturor neamurilor. Cu 2000 de ani în urmă a trăit un om numit Isus. Când oamenii au văzut faptele pe care le făcea, se întrebau unii pe alții: "Să fie oare acesta Mesia? A împlinit oare Isus prin viața și prin faptele lui propovăduirea profeților despre Mesia?" Acest film arată cine este Isus, câteva din cele spuse și făcute de el, precum au fost scrise în Scripturi. În acest film, un om joacă rolul lui Isus. Nu există nimeni care să merite să facă asta. Dar acest film a fost făcut tocmai ca oamenii să-L cunoască și să învețe despre Isus și să poată primi binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis. Prealesule Teofile, îți scriu o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Pe vremea când Cezar August era împărat al Romei și când Irod cel Mare era împărat în Iudeea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaret la o fecioară al cărei nume era Maria. Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Cum s-ar putea? Sunt fecioară. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria s-a dus într-o cetate a lui Iuda, la ruda ei Elisabeta, care rămăsese și ea însărcinată. Elisabeta! Maria! Dragă Maria! Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum am auzit glasul tău, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Sufletul meu mărește pe Domnul și mă bucur în Dumnezeu mântuitorul meu. Iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită. Să știe tot poporul Nazaretului, din porunca lui Cezar August, se va face de azi o înscriere în provinciile Galilei și Iudeii, toți oamenii să se înscrie în cetățile din care li se trage neamul.
Maria s-a dus în Betleemul din Iudeea să se înscrie cu Iosif, logodnicul ei. Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei, așa că s-au adăpostit într-un staul. În ținutul acela erau niște păstori care își păzeau turmele noaptea. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Păstorii s-au dus în grabă să vadă pruncul și au fost cei din tâi care au răspândit vestea despre nașterea Mântuitorului. După o săptămână, când s-a împlinit vremea ca pruncul să fie tăiat împrejur, i-au pus numele Iisus și l-au dus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. În templu era un om evlavios numit Simeon, pe care îl înștiințase Duhul Sfânt că va apuca să-l vadă pe Hristos. Acum eliberează-mă în pace, bunul meu stăpân, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, copilul acesta e rânduit de Dumnezeu. Fiți amândoi binecuvântați! După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, ei au părăsit Ierusalimul, întorcându-se în Nazaret. Când băiatul Iisus a fost de 12 ani, Iosif și Maria l-au dus la Ierusalim la praznicul Paștelor. Dar pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. S-au întors în cetate să-l caute, și în a treia zi l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor. Al cui este copilul acesta înțelept? E din Nazaret. Credeam că a plecat cu noi. Iertați-i îndrăzneala. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți. Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Apoi s-a coborât cu ei la Nazaret și creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceasta este adevărata istorie a vieții lui Iisus. Bazată pe Evanghelia după Luca. Inspirational Films prezintă Iisus. În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea și Irod guverna Galileea, în zilele marilor preoțeana și Caiafa, Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan în pustiu. Și el a venit prin ținutul din jurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Pocăiți-vă de păcatele voastre și botezați-vă și Dumnezeu vă va ierta, așa cum scrie în cartea profetului Isaia. Un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului! Neteziți-i calea pentru a veni! Orice vale va fi astupată! Orice munte va fi prefăcut într-un loc neted! Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile aspre vor fi netezite!
Și orice făptură va vedea mântuirea Domnului. Ce să facem? Spune-ne ce trebuie voi, să facem. Voi, pui de năpârci! Ce vrei să facem? Ajută-ne! Spune-ne ce cale să alegem. Cine are două haine să împartă. Cu cine nu are niciuna. Și cine are de mâncare să o împartă. Învățătorule, noi vamișii, ce să facem? Nu luați mai mult decât trebuie. Nouă ce ne zici? Noi ce să facem? Să nu stoarceți nimic cu forța și să nu acuzați pe nedrept. Mulțumiți-vă cu solda. Spune-ne, tu ești Hristosul? Eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai mare ca mine. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela care are lopata în mână va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Când și-a început lucrarea, Domnul Iisus era cam la vârsta de 30 de ani. Plin de Duhul Sfânt, el s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Diavolul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești Fiul Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și i-a arătat toate împărățiile pământului. Ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Toată va fi a ta dacă te vei închina mie. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe strașina templului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci e scris. El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de fropiat. Scriptura spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Thank you.
și a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Ce faci? Bine. Pe obiceiul său, în ziua de sabat, a intrat în sinagogă. Și i s-a dat să citească din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc acum anul de îndurare al Domnului. Vorbește bine! Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, așa cum le-ați auzit. Scriptura s-a împlinit? Numai Hristosul poate împlini aceasta. Cum vom ști asta? Fără îndoială îmi veți spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți mai spune, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Cu aceste cuvinte, Iisus se identifica pe sine ca Mesia, unsul lui Dumnezeu, trimis pentru mântuirea poporului său. Acești evrei nu îl acceptau ca Mesia. Au vrut să-l arunce în prăpastie, însă Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. A venit în Capernaum, o cetate din Galileea. Semnele stăpânirii romane se vedeau la tot pasul. Poporul tângea ca Mesia să-i scape de asuprire. Pace vouă! Pace, învățătorule! Mă primești în barcă, Simone? De ce nu? Doar n-are de gând să plece. Vorbește-ne, vorbește-ne! Spune-ne ceva! Iisuse, vorbește-ne! Doi oameni s-au suit odată la templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul sta în picioare și se ruga astfel. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, răi, prea curvare, și îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână și din toate îți dau a zecea parte. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept zicând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Vă spun, vameșul s-a pogorât acasă să o continue prihănit, nu fariseul. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Depărtează barca la apa adâncă și aruncați-vă din nou mreaja pentru pescuit. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic.
dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Iacobe, Ioane! Hei, Iacove, Ioane, aduceți barca! Hai, repede, nu putem, avem mâinile pline! Pleacă de la mine, Doamne! Sunt un om păcătos! Nu te teme! De acum vei fi pescar de oameni! Luați aminte și veniți la mine! Ascultați și sufletul vostru va trăi! Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Iată-L că vine, e aici, priviți! Iisuse, Iisuse! Te implor să-mi vindești fetița! Domnule, ai milă! Are doar 12 ani și e pe moarte! Te rog, vino cu mine! Iair, îmi pare rău! Iisuse! Fetița ta a murit! Nu-l mai deranja pe învățător! Nu te teme! Crede numai și va fi vindecată! Nu plângeți! Fetița n-a murit, ci doarme! Fetiță, scoală-te! Dați-i ceva de mâncare. Vă poruncesc să nu spuneți ce s-a întâmplat. După aceea a văzut un vameș, Levi Matei, stând la vamă să încaseze taxele. Vino cu mine!
Și Iisus s-a dus pe munte să se roage, petrecând toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu. Când s-a făcut ziua și a chemat ucenicii, a ales 12 dintre ei și i-a numit apostoli. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, și Ioan, pe Filip și Bartolomeu, pe Matei, și Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, și Simon, numit Zelotul, și Iuda, fiul lui Iacov, și Iuda Iscarioteanul, care mai târziu l-a trădat pe Iisus. Ferice de voi, cei săraci, căci împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de cei flămânzi, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei ce plâng acum, căci ei se vor bucura. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, izgoni toate acestea din cauza Fiului Omului. Bucurați-vă și săltați de veselie când se întâmplă acestea, pentru că răsplătirea este în ceruri, căci strămoșii lor au făcut același lucru profeților. Șaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci. Asta-i tot ce am. Cum adică asta-i tot Vai ce am? Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit mângâierea. El nu vrea să fie bogat. Cred că e nebun. Vai de voi, care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și veți jeli. Vai de voi când oamenii o să vă laude, căci tot așa făceau și strămoșii lor cu prorocii mincinoși. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți-vă dușmanii. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina, dă-i și cămașa. Și oricui îți cere ceva, dă-i. Și celui ce te jefuiește, nu-i mai cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată mai doriți? Și păcătoșii fac așa. Cum poate să o atingă? Cum te-i vorbește? Dezgustător!
Voi, iubiți-vă vrăjmașii, faceți-le bine și nu așteptați nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Căci el e bun și cu cei nemulțumitori. Fiți milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Salvează-ne, Iisuse! Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Condu-ne pe calea ta, Doamne! Dați și vi se va da. Căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Un orb nu poate călăuzi pe altul, căci amândoi vor cădea într-o groapă. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Condu-ne, Doamne! Avem nevoie de tine! Ferice de mama care te-a purtat și te-a lăptat! Ferice mai degrabă de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Vreau să vorbesc cu el. Crezi că el poate fi Mesia? Acest fariseu l-a invitat pe Iisus să ia masa cu el, iar Iisus a intrat și a șezut cu el la masă. Plecați, copii! Ieșiți afară! N-auziți? Ieșiți! Au plecat cu toată zarva lor, dar sunt niște copii buni. Ce caută asta aici? Nu știu. Ce face? Dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care îl atinge. Ar ști ce fel de viață păcătoasă duce. Știu cine este femeia asta, Simon. Am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Care din ei crezi că îl va iubi mai mult? Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Drept ai judecat. Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele, dar ea mi le-a spălat cu lacrimile și mi le-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Iertate-ți sunt păcatele. Poftim? Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Cine este omul acesta de iartă păcatele? Iisus umbla vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ucenicii îl însoțeau împreună cu câteva femei care fuseseră tămăduite de duhurile rele. Maria zisă Magdalena, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, și Suzana.
Cărmuitorul Irod, ales de romani în Galileea, l-a aruncat pe Ioan Botezătorul în temniță pentru că vorbea pe față împotriva căsătoriei lui cu nevasta fratelui său. Ei bine! Când am ajuns la poarta lui Nain, o mulțime de oameni duceau la groapă un om. Fusese singurul fiu al maicii sale. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și s-a atins de sicriu spunând: Tinere, scoală-te! Atunci mortul s-a ridicat, iar Iisus i-l-a dat înapoi maicii sale. Întrebați-l, ești tu acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Doamne! Doamne! Ioan Botezătorul ne-a trimis să te întrebăm. Ești tu acela care trebuie să vină? Sau să așteptăm pe altul? Du-te și spune lui Ioan ce ai văzut. Orbii văd, șchiopii umblă. Ferice de cei care nu se potignesc de mine. Te rog, ia-mă sus. Hai, pe umăr. Poți să vezi? Acum vezi, îl văd pe Iisus. Un semănător a ieșit să lucreze. Pe când semăna, o parte a căzut pe lângă drum și s-a împrăștiat. Iar păsările au mâncat-o. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a și uscat pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut printre spini. Spinii au crescut și ei și au acoperit-o. O altă parte a căzut în pământ bun. Semințele au crescut atât de mult de au dat rod însutit. Doamne, de ce vorbești în pilde că mulțimea e aproape? Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar celorlalți le vorbesc în pilde, căci poate privesc, dar nu văd. Aud, dar nu înțeleg. Acesta este înțelesul pildei. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Sămânța căzută pe stâncă sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcini și cred până la o vreme, iar când ispita vine, se prăbușesc. Sămânța căzută între spini sunt cei care au auzit cuvântul, dar grijile, bogățiile și plăcerile acestei lumi îi înăbușe și nu ajunge la coacere. Sămânța căzută pe pământ bun sunt cei care au primit cuvântul într-o inimă deschisă, bună, curată și aduc roadă în răbdare. Nimeni n-aprinde lumina ca să o pună sub un vas și nici s-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, ca cei ce intră să o vadă. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați dar seama cum ascultați, căci celui ce are îi se va mai da. Dar celui ce n-are îi se va lua până și puținul pe care îi se pare că l-are. Învățătorule, mama ta și frații tăi sunt afară, vor să te vadă. Mama și frații mei sunt cei ce aud cuvântul sfânt și îl împlinesc.
Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie cu ucenicii și le-a zis: haideți să trecem dincolo de lac. Pe când vâzleau ei, Iisus a adormit. Unde vă este credința? Și au trecut înspre Gadara, pe celălalt mal al Mării Galilei. Dumnezeule prea-nalt, ce vrei să faci cu mine? Te implor, nu mă pedepsi. Care ți-e numele? Legiune. Doamne, te implorăm, nu ne trimite la adânc. Lasă-ne să intrăm în turma de porci. Hei, înapoi! Stați! Opriți-vă! Dracii au ieșit din omul acela. Înapoi! Și au intrat în porci. Noi. Vrăjitorule, pleacă! Du-te de la noi! Du-te! Du-te de aici! Te voi urma oriunde vei merge. Ia-mă cu tine. Du-te acasă și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Iisus și discipolii au mers împreună în Betsaida. Dar mulțimile au auzit de el și îl urmau. În acea după amiază, Petru i-a zis: Doamne,
Dă drumul oamenilor să se ducă în satele și cătunele din prejur, ca să caute de ale mâncării. Aici e pustiu, Doamne. Voi trebuie să le dați ceva să mănânce. Dar noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Binecuvântat să fii Tu, Dumnezeule, stăpânul tuturor lucrurilor, care le dai pâinea pe pământ. E o minune! De necrezut! Zic oamenii că sunt eu. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Alții zic că ești un proroc din vechime, care a înviat. Dar voi? Cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul. Să nu spui nimănui lucrul acesta. Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie respins. El va fi dat la moarte. Dar a treia zi va învia dintre cei morți. How clearly the sky reveals God's glory. Is it to the following day? Each night repeats it to the next. Vrea cineva să mă urmeze? Eu te voi urma, Doamne. Dar mai întâi, lasă-mă să merg să-mi iau la revedere de la familie. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Căci oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, va fi mântuit. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă cineva se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt aici unii care nu vor gusta moartea înainte de a vedea venind împărăția lui Dumnezeu. Apoi Iisus a luat cu el pe Petru, Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage.
Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea. I s-a făcut albă, strălucitoare. Și iată că deodată doi bărbați vorbeau cu el. Era Moise și Ilie, care au apărut într-o strălucire cerească. Tu vei împlini planul lui Dumnezeu. Vei muri în Ierusalim. Când voiau să plece, Petru i-a spus lui Iisus: Învățătorule, ce bine e să fim aici! Să facem trei colibe. După ce Petru a vorbit, un nor a coborât între ucenicii care s-au speriat. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Învățătorule, învățătorule, rogu-te, fă ceva pentru fiul meu. Te rog, te rog, vindecă-l. E singurul meu copil. I-am rugat pe ucenicii tăi să-l izbăvească, dar n-au putut. O, neam necredincioși și porni la rău, până când voi fi cu voi și cât vă voi suferi? Adu-ți fiul tău aici. Și fața i s-a vindecat. Ce minune! Învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan și-a învățat ucenicii. Când vă rugați să spuneți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, o ușă îi se va deschide. Care este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său, un pește să-i dea un șarpe? Sau dacă îi cere un ou să-i dea o scorpie? Dacă voi cei răi știți să dați daruri bune copilor voștri,
Cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nici de ce veți mânca, nici de trupul vostru și ce veți îmbrăca. Căci viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră. N-au nici cămară, nici hambar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Care dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la lungimea vieții lui? Dacă nu puteți face un lucru mic, de ce vă îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, nici chiar Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care mâine va fi arsă în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi. Să aveți credință. Mărește-ne credința! Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați spune dudului aceluia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare pe loc și vă asculta. Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Este asemenea unui om care seamănă un grăunte de muștar în grădină. Planta a crescut, de s-a făcut un copac mare și păsările și-au făcut cuiburi în el. Nu prea înțeleg despre ce vorbește. De ce stai la masă cu vameșii și ceilalți păcătoși? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci doar cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei curați, ci pe cei păcătoși. Mai spune-ne despre împărăție. Ce trebuie să mai știm? Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vă va da cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenii. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară în ceruri ce nu se va pierde. Unde hoțul nu se apropie și unde molia nu roade. Căci unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Femeie, ești vindecată de neputința ta. Uite, uite, se îndreaptă! E o minune! Uite, e vindecată! Veniți să vedeți! Las, las, slavă Domnului! De 18 ani, îți mulțumesc, învățătorule. Sunt 6 zile pentru lucru, așa că vino în una din acele zile să te vindece, dar nu în sabat. Ipocriților, oare voi nu vă dezlegați boul sau măgarul de la Isle să-l duceți la apă în ziua sabatului? Femeia aceasta e fiica lui Avram, care 18 ani a fost legată de satana. Nu trebuia ea să fie dezlegată în ziua sabatului?
Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să primesc viața veșnică? De ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu furi, ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Bine, dar toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Îți mai lipsește doar un singur lucru. Du-te, devinde tot ce ai și împarte la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Dar suntem negustori bogați. Bogați. Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Atunci, cine poate fi mântuit? Ce e imposibil pentru oameni este posibil pentru Dumnezeu. Și unde va fi această împărăție a lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să atragă privirile. Nu se va zice, iată, este acolo sau e aici. Pentru că împărăția este în voi. Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Cum iese fulgerul de la o margine a cerului și până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere și să fie lepădat de poporul acesta. Binecuvântați sunt ochii care văd lucrurile descoperite vouă. Vă spun că mulți profeți și împărați au dorit să vadă ce vedeți voi, dar n-au văzut. Și să audă ce auziți voi, dar n-au auzit. Atunci ce să facem? Ce spun scripturile? Cum le interpretezi? Iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu toată puterea și cu tot cugetul tău. Și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine răspuns. Împlinește și vei avea viață veșnică. Cine este aproapele meu? Doar nu soldații. Nu cumva cezarul? Odată un om se pogora din Ierusalim la Erihon, l-au prins niște tâlhari, l-au bătut, despuiat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot care, când l-a văzut pe omul acela, a trecut pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul acela, l-a văzut și i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi i-a dat hangiului 2 argint și i-a spus, ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a fost bun cu el. Și voi să faceți la fel. Aha. Lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, căci a lor este împărăția cerurilor. Adevărat vă spun că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oricine primește pe acest copilaș, în numele meu, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Căci cel mai mic dintre voi este cel mai mare. Ce-i aici? Iisus din Nazaret trece pe aici! Iisuse! Iisuse!
Iisuse! Fiul lui David! Ai milă de mine! Ce vrei să-ți fac acum? Să-mi capăt vederea! Capătă-ți vederea! Credința ta te-a mântuit! Pot să văd! Pot să văd! Pot să văd! Slavă Domnului! În timp ce Iisus mergea spre Ierusalim, mulțimile îl întâmpinau pretutindeni. Oamenii cereau să le arate calea mântuirii și să învețe mai mult despre împărăția lui Dumnezeu. Acest om cu adevărat este proroc! Stăpânul meu, salvează-mă! O, Doamne, mântuiește-ne! Slavă Domnului! Arată-ne calea cea bună, Doamne! În Ierihon era un colector de taxe numit Zacheu. El voia atât de mult să-l vadă pe Iisus, încât s-a urcat într-un copac deasupra mulțimii. Acela-i colectorul de taxe? Dă-te jos, Zacheu, căci astăzi trebuie să ajung în casa ta. A mea? Cine ar vrea să stea în casa lui? De unde îl cunoaște Zacheu pe Iisus? Ascultați! Dau jumătate din averea mea, săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. De necrezut, un vameș care își plătește păgubiții. Imposibil! Astăzi a intrat mântuirea aici, căci omul acesta este și el un urmaș al lui Avram. Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Ascultați! Mergem spre Ierusalim, unde se va împlini tot ce este profețit despre Fiul omului. Va fi dat în mâinile neamurilor. Îl vor bate, îl vor batjocori și îl vor scuipa. Va fi chinuit și omorât. Dar a treia zi va învia. Cu toate că Iisus știa că va fi omorât pentru păcatele omenirii, El s-a îndreptat spre Ierusalim. Mulți oameni s-au bucurat de venirea Lui și L-au proclamat regele lor. Învățătorule, poruncește-le să tacă! Vă spun că dacă vor tăcea, vor striga în locul lor până și pietrele! Pace și slavă în ceruri, în locurile preanalte!
Iisus s-a apropiat de Ierusalim și când l-a văzut, a început să plângă. Măcar dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care să-ți aducă pacea, dar ele sunt ascunse. Vor veni zile când dușmanii vor ridica întărituri, te vor înconjura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi. Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vreodată vremea când ai fost cercetată. Templul Sfânt din Ierusalim devenise mai mult o piață decât un loc de închinare. Șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, iar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ne alungă animalele! Opriți-l! Opriți-l! Chemați gărzile! Chemați gărzile! Opoziția din partea unor lideri politici și religioși creștea deoarece poporul îl proclama pe Iisus ca rege. Înțeleg că mulți deja l-au declarat împărat. Împărat, a? Împăratul milogilor, târfelor și alhoților. Am mai văzut noi ca el și înainte. Vin, fac impresie și pleacă, dar sunt uitați. Nu fi orb. Mulțimile cresc în jurul lui. Poporul îl adoră. Și-l cred împărat. Am să vă spun ceva. Dacă omul acesta va mai face zarvă, voi răspundeți. Probabil are dreptate. E timpul să-l confruntăm pe Galilean. Zi după zi, Iisus a vorbit împotriva multora dintre cărturari și farisei, spunând că au propovăduit legea, dar nu au urmat-o. Pe când era în templu, Iisus a văzut o văduvă săracă dăruind doi bănuți. E atât de puțin. Nu poate da mai mult? Vă spun că această văduvă a dat mai mult ca toți ceilalți. Pentru că ceilalți au oferit daruri din ceea ce aveau de cheltuit, din bogățiile lor. Dar ea, săracă cum e, a pus toată avuția ei. Spune-ne! Cu ce drept zici lucrurile astea? Cine ți-a dat voie? Acum lăsați-mă să vă întreb eu. Spuneți-mi, dreptul lui Ioan de a boteza vine de la Dumnezeu sau de la oameni? Ce ar trebui să zicem? Dacă am spune de la Dumnezeu, atunci el va zice. De ce nu credeți pe Ioan? Dacă spunem de la oameni, mulțimea o să arunce noi cu pietre. Toți sunt convinși că Ioan e un profet. Nu știm de unde vine. Atunci nici eu n-am să vă spun cu ce drept fac aceste lucruri. Odată un om avea o vie pe care a dat-o în arendă și apoi a plecat de acasă pentru multă vreme. Când a venit vremea culesului, a trimis un slujitor la ei
ca să ia de la ei partea cuvenită din rod. Dar ei l-au bătut și l-au alungat fără să-i dea ceva. Așa că el a trimis un alt slujitor. Dar ei l-au bătut și pe el, s-au purtat josnic cu el și l-au alungat fără să-i dea partea. Atunci el a trimis un al treilea slujitor. Însă arendașii s-au purtat la fel alungându-l. Atunci proprietarul viei s-a întrebat: ce ar trebui să fac? Am să-l trimit pe singurul meu fiu. Sigur o să-l respecte. Dar când arendașii l-au văzut venind, s-au sfătuit: acesta e fiul stăpânului. Să-l omorâm și proprietatea lui va fi a noastră. Și ce s-a mai întâmplat, Doamne? L-au tărât afară din vie și l-au omorât. Ce va face stăpânul viei acestor arendași? Va veni și va omorâ pe aceștia și va da via altor arendași. Ce însemnătate au scripturile acestea? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Învățătorule, știm că ce spui și înveți este adevărat. Știm că nu cauzi la fața omului, dar tu înveți drept poporul despre voia Domnului. Spune-ne, e împotriva legii noastre să plătim bir cezarului sau nu? Fii atent, Doamne, îți întinde o cursă. Arătați-mi o monedă. Al cui chip și nume sunt scrise pe ea? Al cezarului! Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ăsta e răspunsul tău la asta? Ziua praznicului azimelor, în care trebuiau jertfite paștile, era aproape. Și Iisus a trimis pe Petru și Ioan să pregătească cele necesare sărbătorii. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat ești tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânul universului, care ne-ai dăruit mai dinainte fructul viței. Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția Domnului. Binecuvântat ești tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânul universului, care ne-ai dăruit mai dinainte pâinea. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit fiul omului trebuie să moară cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut. Nu cumva sunt eu? Întreabă-l, la cine se referă? Doamne, cine este? Nu te voi părăsi niciodată!
cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic? Cel ce conduce trebuie să slujească. Cine este cel mai mare? Cine stă la masă? Sau cine slujește la masă? Cine stă la masă, desigur. Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Doar voi ați rămas cu mine în toate încercările mele. Și așa, după cum Tatăl mi-a dat dreptul să conduc, la fel și eu vă pregătesc împărăția. Veți mânca și veți fi la masa mea în împărăția mea. Și veți sta pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Acolo nu va fi niciun trădător. Simon, Simon, ascultă. Satan a vrut să vă încerce pe toți. Să vă separe de credință la fel cum morarul cerne grâul prin sită. Dar m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Și după ce te vei întoarce la mine, trebuie să întărești pe frați. Doamne, sunt gata să merg cu tine și în temniță și să mor pentru tine. Îți spun, Petre, că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Când v-am trimis fără traistă și încălțăminte, ați dus lipsă de ceva? Nu, chiar de nimic. Dar acum cine are o pungă sau o traistă trebuie să o ia. Și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere una. Căci vă spun, este scris în Scripturi. El a fost pus în numărul celor păcătoși și ce s-a scris despre mine se împlinește. Uite, aici sunt 2 săbii, Doamne. Ajunge cu astea. Și sfatul bătrânilor s-a întâlnit pentru a vedea cum ar putea scăpa de Iisus. Și Satana a intrat în Iuda Iscarioteanul, care era unul din cei 12. El a complotat cu bătrânii cum să-l prindă pe Iisus. Iisus a părăsit Ierusalimul și s-a dus la muntele măslinilor să se roage. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Iisus numai pentru 30 de arginți. Iisus știa că ceasul morții sale pentru păcatele omenirii se apropia și a început să se roage. Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Sudoarea îi era ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. De ce dormiți? Treziți-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.
Iuda. Cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului? Doamne, să lovim cu sabia? Gata, arestați-l! Ajunge cu asta! Un miracol! Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru, când se vede puterea întunericului. Arestați-l! Păziți-l bine! Soldații care îl păzeau îl bat jocoreau, strigându-l regele evreilor. Iată o mantie purtată de un rege! Ha, ha! Spune, ce se va întâmpla? O să ne salvezi, majestatea ta! O să ne salvezi! Și omul acesta a fost cu Isus. Femeie, nici măcar nu-l știu. I-am văzut împreună. Supușii tăi, servitorii! Procește! Cine te-a lovit? Și tu ești unul dintre ei. Eu nu sunt! Cap îndoială, că și omul acesta era cu Isus, căci este galilean. Lasă-mă! Nu știu, nu știu despre ce vorbești. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de ceea ce îi spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Dragostea ta cea mare, spală răul din mine și fă-mă curat! Adevărul să fie în adâncul inimii, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale! Și fă-mă! Ascultător! Cine te-a lovit? Zicește! Profesește! Și cine te va lovi? Oprește! Oprește, am spus! Adun în fața sfatului! Mișcă! Bătrânii norodului s-au adunat ca să-l chestioneze pe Isus.
Spune-ne, ești tu Mesia? Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta Dumnezeului preanalt. Ești tu, dar, Fiul lui Dumnezeu? Așa cum spuneți, da, sunt. Cine ți-a dat ție autoritatea să spui asta? A spus o blasfemie. Vinovat. Chiar noi am auzit ce a spus. O să-l ducem la Pilat. Da, da, afară cu el. Mișcă! Și l-au dus la Pontius Pilat, cel mai vicios dintre toți guvernatorii romani. Pilat însuși a condamnat mii de oameni la moarte prin crucificare pe lemn. Ce căutați aici, la ora asta a dimineții? Acest om induce în eroare poporul. A provocat un vacarm în piața templului. Care va fi pedeapsa? Întreabă-l! Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. E vinovat că a spus oamenilor să se oprească a plăti bir cezarului și s-a proclamat a fi Hristosul, împărat! Un împărat? Ești tu împăratul iudeilor? Tu o spui! A învățat pe oameni în Galileea și acum a venit aici. În Galileea? Acest om este galilean? În cazul ăsta... Irod să hotărască. E încă în Ierusalim, nu? La Irod! Cine spui că ești tu? Cine sunt cei pe care îi numești ucenicii tăi? Mulți spun că poți să faci minuni. Arată-mi una aici. Stăpâne, a corupt întreg poporul. S-a proclamat împăratul. Omul ăsta? Un împărat? Majestatea voastră! Legați-l bine! Trimiteți-l înapoi la Pilat. Asta e provincia lui. Acest om n-a făcut nimic care să merite moartea. Așa că o să fie biciuit bine și o să-l trimit înapoi.
Nu uita că ești obligat să eliberezi pe cineva în timpul sărbătorii. Eliberează-l pe Baraba. Înapoi. Baraba. Afară cu omul ăsta. Da, eliberați-l pe Barabas. Crucificați-l! Da, crucificați-l! Tu și cu tine, biciuiți-l! Crucificați-l! 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 Ce mai aștept, Pilat? El e Iisus! De ce îl chinui așa? Lăsați-l! El e Mesia! El n-a făcut niciun rău! Ridică-l. Dar ei au continuat să strige cu putere că Iisus ar trebui să fie crucificat. Deci Pilat a acceptat sentința morții lui Iisus, l-a eliberat pe Baraba și l-a predat pe Iisus pentru a fi crucificat. Înapoi! Înapoi, înapoi! Înapoi, la o parte! Stai departe de el! Tu, înapoi! Hei, înapoi! Înapoi! Mișcă-te! Faceți loc! Pleacă! Pleacă din drum! Mișcă-te când îți spun! Ridică-te! Treci! Tu! Care este numele? Simon din Cirena! Ia vino aici! Tăiați-i funile! Acum cară asta! Repede! Hai, mișcă! Înapoi! Înapoi! Lăsați-l! Mișcă! Ferește drumul! Înapoi! Treci înapoi! Treci înapoi! Plângem de ce-ți fac, Doamne! Jelim de asta, da! Ia, Doamne! Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Să-ți ajute, Domnul! Ne rugăm pentru tine! Mișcă! Las-o aici! Haide! Repede! Repede! Tu, pleacă! Haide! Trage! Repede! Haide! Mai repede! Acum trage! Trage! Acum, dă-te de aici! Haideți! Acum! Oh!
Ajută aici! Ridicați crucea! Tu, agață! Eliberați frânghiile! Iartă-i, tată, pentru că nu știu ce fac. A salvat pe alții, acum să se salveze pe sine. Da, salvează-te dacă ești Mesia! Dă-te jos de pe cruce! Arată-ne un miracol de al tău! Iisus a fost crucificat între doi tâlhari, împlinind astfel profeția făcută cu sute de ani înainte de profeții Domnului. Asta nu e o mantie obișnuită! Hei, dai drumul! Nu, nu o rupe! Îți spun ceva! Hai să jucăm pentru ea! Gata! Hai să jucăm! Ești atât de norocos! Acum că ai câștigat-o, ce faci cu ea? Și o tăbliță a fost pusă deasupra capului său, unde era scris: Acesta este regele iudeilor. Salvează-te dacă ești regele evreilor! Tu, Mesia, salvează-te pe tine și apoi pe noi. Nu ți-e frică de Dumnezeu? El a primit aceeași pedeapsă.
ca și noi. Dar n-a făcut nimic greșit. Adu-ți aminte și de mine, Iisuse, când vei ajunge în împărăția ta. Adevărat îți spun. Azi vei fi cu mine în rai. Și pentru 3 ore întunericul se așternu pe pământ. Perdeaua din templu s-a rupt chiar pe mijloc. Tată! În mâinile tale îmi încredințez sufletul. Când comandantul gărzilor a văzut cele întâmplate, a lăudat pe Domnul. Glorie lui Dumnezeu! Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! Iosif din Arimatea, un membru onorabil al Sinedriului, care nu a consimțit la condamnarea Domnului, a obținut permisiunea de la Pontius Pilat pentru a pune trupul lui Iisus într-un mormânt înainte de ziua de sabat care începea la apusul soarelui. Vom avea miresme și miruri pentru a pregăti trupul Domnului nostru. Vă voi ajuta, dar grăbiți-vă, sabatul se apropie. Duminică dis de dimineață, ele au venit la mormânt aducând niște miruri. Au găsit piatra răsturnată din fața mormântului, iar când au intrat, n-au mai găsit acolo trupul lui Iisus. De ce căutați între cei morți pe cel ce este viu?
nu mai este aici, a înviat. Amintiți-vă ce v-a spus în Galileea. Fiul omului va avea să sufere pentru păcatele omenirii, să fie crucificat, iar a treia zi să învieze. Ascultați, piatra a fost dată la o parte. Am intrat și trupul Domnului nostru nu mai era. Cum? Trupul Domnului a dispărut? Și doi bărbați au apărut, îngeri strălucind ca soarele, și ne-au spus: de ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? A înviat. Credeți-ne. Credeți-ne. L-am văzut. Mergeți să vedeți. Mormântul era gol. Domnul nu mai era acolo. Petru, tu trebuie să ne crezi. Iisus a arătat la doi ucenici și, bucuroși, aceștia s-au întors să le spună celorlalți: Domnul a înviat cu adevărat! El s-a arătat și lui Simon. Noi nu l-am recunoscut când era pe drum cu noi. Dar când aflăm pâine, l-am recunoscut. La Emaus, ciudat li s-a părut că el merge acolo. Pace vouă! Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce aveți astfel de gânduri în inimă? Priviți la mâinile și picioarele mele și vedeți că eu sunt. Puneți mâna și veți cunoaște. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi. Tot ce a fost scris despre mine în legea lui Moise, în profet și în psalmi, s-a împlinit. Așa a fost scris că Mesia trebuie să sufere și să învie din morți a treia zi și în numele Său mesajul pocăinței și al iertării păcătoșilor să fie transmis tuturor popoarelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Vă voi trimite un mângâietor, după cum Tatăl meu v-a promis, dar rămâneți în cetate până puterea celui de sus va coborî peste voi. Domnul să vă binecuvinteze! Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Mult timp în urmă, profeții au scris în scripturi că Dumnezeu va trimite pe Mesia să ierte păcătoșii și să refacă relația cu Dumnezeu. Viața lui Iisus dovedește că El este cu adevărat Mântuitorul.
Profetul Isaia a scris: o fecioară va rămâne însărcinată și va aduce pe lume un fiu, și așa s-a împlinit. Dumnezeu, prin puterea Lui, a făcut ca Maria, deși fecioară, să rămână însărcinată și să dea naștere lui Isus. După cum a fost scris în Scripturi, miracolul nașterii Lui a fost un semn de la Dumnezeu că acest copil era Mesia, acela pe care Domnul îl numește Fiul Său. Când oamenii L-au văzut pe Isus, au descoperit natura și puterea Lui Dumnezeu. El a vindecat norodul, le-a iertat păcatele și le-a promis un loc în împărăția Lui veșnică. Isus și-a sacrificat viața și a fost pedepsit pentru toată omenirea. Apoi a înviat, dovedind că puterea Lui este mai mare decât moartea. Iisus Mesia a spus: am puterea să-mi dau viața și puterea să o iau înapoi. Viața lui Iisus a împlinit cele spuse de profeți și a confirmat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ca fiind perfect neschimbat, precum au prezis profeții. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Prin Iisus, Dumnezeu se revelează pe Sine întregii omeniri. Iisus a venit să ne dea o viață împlinită, precum Dumnezeu a plănuit-o pentru primul om și pentru prima femeie. Dar ei nu s-au încrezut în Dumnezeu și n-au ascultat de porunca Lui. În Scripturi este scris: căci toți oamenii au păcătuit și că plata păcatului este moartea. Cei ce au păcătuit nu vor putea trăi și avea vreo legătură cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a realizat sacrificiul berbecului în locul fiului lui Avraam, Dumnezeu a trimis pe Iisus să moară în locul oamenilor. A făcut aceasta pentru ca cei ce cred în Iisus să poată intra în prezența Domnului. Ca urmare, cei ce-L vor urma pe Iisus vor scăpa de pedeapsa iadului și vor putea trăi veșnic cu Dumnezeu. După ce Iisus a înviat din morți, le-a spus discipolilor: oamenii în numele Meu vor propovădui tuturor neamurilor că Dumnezeu iartă păcatele tuturor celor ce se pocăiesc și cred în El. Iisus a mai spus că îl va trimite pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie cu ucenicii, să-i îndrume în adevăr și să le dea puterea să urmeze căile Domnului. Când femeia păcătoasă s-a pocăit și a început să-L urmeze pe Iisus, El i-a spus: păcatele îți sunt iertate. Credința ta în Mine te-a mântuit. Oricine poate fi salvat de harul lui Dumnezeu prin credință în Iisus. El are puterea să ierte păcatele. Cei ce se decid să-L urmeze pe Iisus pot începe relația cu El prin a spune o rugăciune prin care să-și exprime credința folosind cuvinte precum acestea: Doamne Dumnezeule, Tu ești drept. Îți mulțumesc că Mă iubești. Îmi pare rău că n-am ascultat de poruncile Tale și că am păcătuit împotriva Ta. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Iisus să moară pe cruce pentru mine și că L-ai înviat din morți. Îți mulțumesc că El a plătit pentru păcatele mele. Vreau să urmez calea Ta și L accept pe Iisus ca Mântuitor și Domn. Îți mulțumesc că Mi-ai iertat toate păcatele și ai făcut posibil să pot trăi cu Tine veșnic în împărăția Ta. Te rog să-Mi dai Duhul Tău cel Sfânt să fie cu mine și să Mă îndrume pe calea Ta. Mă rog să-Mi dai putere să Te iubesc cu toată inima și să duc o viață care să fie pe placul Tău. Numele Tău să fie proslăvit peste tot, în întreaga lume. Amin. Iisus a spus despre cei ce-L urmează: oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc și ele vin după Mine. Urmașii lui Iisus se întâlnesc împreună, se roagă zilnic, studiază cuvintele Lui din Scripturi, caută să urmeze exemplul Lui și spun altora despre El. Iisus îi îndrumă și îi împuternicește prin prezența Duhului Sfânt în inima lor.
Ei își amintesc de ultimile cuvinte spuse de Iisus urmașilor lui înainte de a se înălța pe onor la tronul său din cer. Dumnezeu mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Fiți siguri de asta. Eu sunt cu voi întotdeauna, în vecii vecilor.